Printre prioritățile pe care și le-a stabilit deputatul Florian Nicolae se numără și crearea condițiilor necesare pentru relansarea economică a municipiului. În acest fel, arată Florian Nicolae, vor exista premise reale pentru dezvoltarea mediului de afaceri și stimularea investitorilor în vederea înființării a cât mai multe noi locuri de muncă. N-am înțeles de ce orașul Giurgiu, municipiul Giurgiu, este lăsat în plan secundar. Cred că trebuie să privim cu mai multă atenție asupra tuturor proiectelor operaționale, proiectelor de atragere a fondurilor europene din perioada 2014-2020, pentru că Giurgiu are nevoie de investiții, Giurgiu are nevoie de infrastructură. Asta nu înseamnă că Giurgiu realizează și venituri suplimentare la bugetul local. Îl înfrumusețăm, îi dăm, creăm infrastructura pentru, să zicem, inclusiv pentru șoseaua de centură, pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Dar trebuie să atragem, paralel cu asta, și mediul de afaceri, să atragem noi investiții în oraș. Trebuie să reindustrializăm, să participăm, să deschidem porțile pentru reindustrializarea unor platforme, foste platforme industriale, care acum sunt în paragină. Sunt platforme pline de gunoi menajer. Aici trebuie să acționăm. Florian Nicolae consideră totodată că în administrația locală este nevoie de o altă abordare a utilizării surselor financiare. Cheltuirea banilor publici trebuie făcută cu mai multă eficiență și cu mai multă atenție, a mai declarat deputatul giurgiuvean.